Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începem în această seară un nou ciclu al emisiunii Vorba lui Tașcă. Într-o formulă, o să vedeți nouă, într-o formulă inedită, cu un invitat special care mi-a promis că va face în așa fel încât în fiecare vineri la ora 18 să ne întâlnim aici la Capital TV și să discutăm cele mai importante subiecte ale săptămânii. Cum poate ați văzut în promurile pe care le-am făcut pentru această emisiune, invitatul meu de în această seară și de în fiecare vineri, cum am spus înainte, este sociologul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule Tașcă, bună seara telespectatorilor noștri, mulțumesc pentru invitație, da, este adevărat. Începând din această seară, în fiecare vineri, vom fi aici și vom dezbate 5 subiecte care credem noi că sunt cele mai importante din timpul săptămânii, atât de la nivel național, cât și de la nivel local sau județean. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și încă o dată vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat și v-aș fi spus bine ați venit, dar ați tot venit. La fiecare început mi-ați făcut plăcerea să fiți invitatul meu. Acum, pentru că ați deschis acest subiect, aș vrea să spun că, printre altele, una dintre, să spunem, laturile sau caracteristicile, trăsăturile profesiei de sociolog o reprezintă nu doar, să-i spunem, cercetarea sau cunoașterea caracter științific a societății și a realității sociale, dar mai avem inclusiv o datorie, anume aceea de a releva publicului ceea ce se întâmplă în interiorul acestui câmp social care este realitatea și care, până la urmă, nu este nimic altceva decât o compunere a unor realități sociale individuale care se lășuiesc în fiecare dintre noi. Prin urmare, consider că este o datorie de onoare de a veni în fața telespectatorilor, în fața opiniei publice și de a prezenta realitatea, inclusiv prin ochii unui sociolog, nu doar prin ochii unui simplu spectator al ei. Cu siguranță știți că am vorbit foarte mult, atât în aparițiile mele televizate, și cât și în articolele pe care le-am scris, despre comunicare și aș spune că, până la urmă, e și în fișa postului unui sociolog să comunice ceea ce dumneavoastră spuneați mai devreme, realitățile sociale ale vremurilor, nu? Și până la urmă asta facem aici. În cazul meu, profesia de sociolog este dublată inclusiv de cea de profesor la universitate, ceea ce face ca ideea de comunicare să devină cu atât mai puternică. În fiecare zi intru în contact cu studenții noștri, acum, din păcate, online, înainte ne vedeam la sala de curs, sala de seminar, dar noi susținem și în aceste momente cursurile, seminariile, tot ceea ce ține de noi ca și cadre didactice pentru a susține totuși învățământul universitar la nivelul județului Hunedoara, prin Valea Jiului, la un nivel decent. Da, după ce am ales ziua de început, doamnelor și domnilor, a acestui proiect, mi-am dat seama că am ales o zi cu o semnificație grea pentru ce înseamnă România astăzi, ce a însemnat România ultimilor ani. După cum bine știți, astăzi se împlinesc 5 ani de la tragedia de la Colectiv. Evident, având emisiunea astăzi, nu puteam să trecem peste acest subiect. Rămâne tragedia ultimilor ani din țara noastră și încă nu ne-am... N-am putut să trecem, nu putem să trecem peste acel moment și cred că va dura multă, multă vreme până, așa cum spunea cineva astăzi, se va face și lumină în acest caz, este și un proces pe rol, dar și ne vom bandaja cumva de această rană a societății românești. 5 ani de la Colectivul Profesor. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat atunci? Din perspectivă socială, din perspectivă politică, sigur, momentul acela nefericit, extrem de nefericit, a avut consecințe în toți anii aceștia care au trecut. În primul rând, aș dori să transmit condoleanțe familiilor îndurerate. Sunt numai puțin de 65 de tineri care și-au pierdut viața acum 5 ani, exact acum 5 ani de zile. Vă dați seama că sunt familii care își așteptau copiii
să se întoarcă dintr-o seară la care se duseseră să se distreze și, din păcate, i-au găsit pe unii decedați, pe alții în stare foarte gravă, critică, la spital. Dincolo de această problemă care este majoră, durerea și semnificația ei în sufletele părinților, rămâne de văzut ce a făcut societatea românească pentru a stabili cine se face de vină pentru un astfel de eveniment și, în același rând, sau în aceeași ordine de idei, pentru a stabili care sunt regulile, normele care trebuie să fie respectate din acel punct încoace către noi, pentru a nu se mai repeta astfel de cazuri. Din păcate, și bine spuneați dumneavoastră că se află un proces pe rol, din păcate spun se află doar un proces pe rol, pentru că, și aici nu aș vrea să dezamăgesc pe nimeni, dar pe rol s-a aflat și dosarul sau procesul Revoluției, unde au murit 1300 de oameni. Pe rol s-a aflat inclusiv dosarul Mineriadei din 13-15 iunie și nimeni nu este vinovat. Din potrivă s-au reîntors și am înțeles că cel care a reîntors dosarul Revoluției este un judecător tânăr, care are în jur de 30 de ani. Adică, personal, gândindu-mă la vârsta dânsului, gândindu-mă la faptul că atunci se năștea, când aveau loc evenimentele din decembrie 1989, mă gândesc la pregătirea lui, mă gândesc la câtă istorie știe, mă gândesc la câtă morală are, mă gândesc la foarte multe lucruri care sunt îngemănate, închegate, despre ce zace în mintea, în sufletul și în inima unui astfel de om, care din pix trimite înapoi, știind foarte clar ce înseamnă o nouă cercetare penală. Da, sunt mii de martori. Audiat. Mă dau seama că acest băiețaș a îngropat dosarul Revoluției. Acum, fără să vreau să fiu avocatul domnului judecător, aș fi puțin avocatul deavolului și aș spune că nu e singurul care l-a îngropat acest dosar. Nu este singurul, dar de la ceilalți nu aveam nicio așteptare. Pe parcursul celor 30 de ani, fiecare și-a pus... Domnule Tașchea, se presupune că acest judecător era dezbărat de absolut orice fel de urmă cu caracter comunist-securist. Era născut în 89 sau în 1990, a terminat facultatea, nu comunist, a terminat o facultate la o universitate. În epoca modernă. În epoca asta, noastră contemporană. Deci mă așteptam la mai multă soliditate și temeinicie morală din partea unui astfel de domn. Ei, și știți cum zici. Păi, stați un pic. Asta ne arată că există o problemă de sistem în România. Pentru că absolut toate sistemele care compun, sau subsistemele, sistemele parțiale care compun sistemul social, se află într-o stare de comă. Și nu de ieri, de azi, de multă vreme. Este o comă indusă, este o comă indusă în mod interesat. Gândiți-vă, sistemul juridic este la pământ în această țară, pentru că nu cred că există niciun pic de încredere în actul de justiție, indiferent că mă refer la procuror sau la judecător. Sistemul de învățământ, despre care o să vorbim în această seară, este la fel la pământ, este cel mai slab sistem de învățământ din Europa, conform ultimelor teste PISA. Sistemul economic, știm foarte clar că este absolut paralizat prin distrugerea și destructurarea lui programată odată cu 1990, dovadă că avem 6 milioane de persoane care nu-și găsesc de muncă în țară și au migrat în căutarea unui loc de muncă. Sistemul sanitar este unul care este la pământ, nefiind capabil să facă față unei crize precum cea COVID, dar asta ar putea să spună unii, nimeni nu poate să facă față. Ba da, numai că la salariile care s-au oferit lucrătorilor în domeniul sanitar, ar fi putut în același timp să se ofere inclusiv acelea sume de bani pentru investițiile necesare, pentru a se crea paturi suplimentare, a se achiziționa aparate și așa mai departe. Ca atare avem de a face cu o criză de sistem. România este paralizată. Pentru că ați ajuns la sistemul sanitar și m-aș întoarce puțin la colectiv, nici acum nu există aici acele sisteme pentru mari arși în care oamenii să aibă zile, cum se spune în... Aduceți-vă aminte cu cât tam-tam s-a vehiculat ideea unui mare spital pentru mari arși la București, cum fostul ministru Bănicioiu aproape că jura asupra faptului că acest spital este gata, că el este echipat, că poate în orice moment să primească arșii.
După aceasta un tevăluc întreg, chiar ieri sau alaltă ieri, da. Bănicioiu. Noi se află în cel mai bun moment. Bănicioiu la 5 ani, exact. După ce făcea furorii. Vedeți, la 5 ani de la colectiv, Bănicioiu primește ridicarea imunității și ca atare poate să fie cercetat. Facem o mică paranteză, dacă n-ar fi fost perioada electorală, niciodată n-ar fi beneficiat de această facilitate oferită de colegii lui parlamentari. Și eu tind să cred același lucru. Această ridicare de imunitate a avut loc pe baza unei conjuncturi pur electorale, sigur. Pentru că băieții între ei nu se trădează și ei știau că, în orice caz, el nu mai prinde un loc pe listele... Da, nici nu l-au mai pus, sigur, în urma scandalului. Că nu mai ar prinde. Fost și greu, da. Sigur că da. De aceea, spun încă o dată, colectiv a arătat fața urâtă a societății din absolut toate punctele ei de vedere, dar un lucru absolut demoralizant pentru mine și cred că pentru mulți dintre cei care judecă ca și mine, ca și dumneavoastră, este faptul că în București, fostul primar de numele căruia se leagă tragedia de la colectiv, prin nepăsarea vis-a-vis de regulile birocratice, e adevărat, care trebuiau să fie respectate, Piedone, la el mă refer, a fost reales în funcția de primar. Nu, domnule Tașcă. Eu nu, i-aș da un pic circunstanțe atenuante. Personal, dacă aș trece printr-un sat sau pe o stradă unde aș călca un câine cu mașina, chiar și fără să fie vina mea, n-aș mai trece pe acolo o perioadă, că mi-ar fi rușine de oameni. Dar când știi că au murit 65 de persoane și tu nu ai habar de chestia asta o secundă în mintea și în inima ta, nu te numești om. Da, eu ce să zic, eu cred că niciun primar din România nu știe ce în toate locațiile pentru care semnează hârtii. Asta așa ca o, cum să zic eu, ca un fel de circunstanță atenuantă pentru domnul... Domnule Tașcă, un primar are în subordinea lui un aparat tehnic destul de stufos, de voluminos, da? Chiar zilele astea se vorbește că e cam prea stufos. Și se presupune că aparatul tehnic al primarului trebuie să-și facă datoria. Adică atunci când îmi livrează pe masă o hârtie... Eu să semnez fără frica faptului că intru în pușcărie sau că mor oameni. Ori se pare că aici sintagma semnează ca primarul este adevărat. Nimeni, păi asta voia să spun. Nimeni nu-și face datoria. Păi, de fapt este... uite, am dat un exemplu pe care l-am citit și eu și la care studenții au râs. Deși nu aș vrea să-l dau în acest context al dosarului colectiv, dar totuși îl dau, nu pentru a forța nota, ci pentru a arăta. Am citit cu stupoare faptul că românii, mulți dintre românii care sunt plecați în Italia, e un exemplu de acum 3 ani de zile, plecați la muncă în Italia, trebuia să stea la rând la, nu la pașapoarte neapărat, la niște vize, la niște aprobări în Italia, la niște birouri și alături de ei erau niște marocani. Marocanii au auzit de la români expresia aici este ca în România, aici este ca în România, iar marocanii au preluat expresia e ca în România. Această expresie ca în România devenind practic, cum să spun eu, portretizarea sau creionarea unei situații care este imposibil de imaginat, adică care te bagă în noaptea minții. E ca în România. Da, cred că putem închide acest subiect cu această povestioară. E ca în România. Așa au murit bieții oameni, 65, alte sute trag încă și vor trage toată viața după ceea ce s-a petrecut acolo. Și e ca în România. O dată pe an vorbesc toți politicienii, se duc de pun coroane de flori, tot felul de chestiuni, după care a doua zi revine totul la normal și... Pură demagogie. Am pe biroul meu, la mine în birou, știți, da. Unde este vorba, o carte care se numește Sociologia populismului. Deci oamenii aceștia sunt de un populism, nu vreau să folosesc cuvinte urâte, dar este de un populism, fiecare dacă le împarte, care îți stă în gât. Ca un os de, și, de pește. Și așa, îți provoacă senzație de vomă. Da, închidem cu Sociologia populismului, sper să mi-o promutați și mie la un moment dat, pentru că ați tot vorbit de justiție, iată că se mai face și justiție. Târziu, poate, greu, dar se mai face. Domnul Bogdan Olteanu, doamnelor și domnilor, poate ați urmărit, chiar de ziua dânsului de naștere, când împlinea frumoasa vârstă de 49 de ani, a primit o veste care, cred că i-a stricat nu ziua, ci anii. I-a stricat anii care vor urma. A fost condamnat la 5 ani cu executare, după ce în prima instanță primise 7 ani. Domnul
Olteanu, fost liberal cu ștate mari, să zic așa, asta vis-a-vis de faptul că zilele trecute am scris și eu despre niște liberali, o mică analiză, a dus mai departe o tradiție deja care face furori în politica românească. Șefii Camerei Deputaților, parte dintre ei, trei până la acest moment, ajung la închisoare, mai devreme sau mai târziu. Sigur, nu direct de pe scaun, cum s-a întâmplat într-un caz, dar mai devreme sau mai târziu au această neșansă să ajungă la închisoare. Un milion de euro, spune dosarul, 2 milioane, spune Sorin Ovidiu Vântu, da, au fost oferite domnului Bogdan Olteanu, pentru, ce credeți, pentru a-l pune pe Liviu Mihaiu guvernator al Deltei Dunării. De aici înțelegeți magnitudinea câștigului, pentru că nu dă nimeni 1 milion sau 2 milioane doar așa de dragul cuiva ca să fie pe funcție. Cum ați văzut această știre care... Nu le tașca. În primul rând, pe mine nu mă bucură faptul că acest domn din dosarul Cârli Ionțatul, așa se numea dosarul. Așa se numea dosarul? Da. Intră la pușcărie. Puțin îmi pasă mie de chestia asta. Eu sunt exact pe partea baricadei cu Țuțea, care spunea că omul a inventat ceva mai groaznic decât moartea, pușcăria. Eu nu sunt de acord cu ideea asta. Eu sunt de acord așa, să ia banii. Cu sigur. Să ia banii. Acum știți că a intrat în vigoare și confiscarea extinsă. Să ia banii, să-i confiște tot. Și băiatul să ajungă să locuiască, exact ca și domnul Irinel Columbeanu, într-o garsonieră de confort 3. Știți de ce? Pentru că domnul Olteanu, spuneați, de o tradiție frumoasă, dânsul, în afara acestei tradiții, mai are o altă tradiție. Ca foarte mulți, prea mulți dintre cei care fac politică în România. Dânsul este nepotul unei foste cominterniste fanatice, staliniste, Gizela Voș, care a fost premiată de către Partidul Comunist Român în foarte multe rânduri, care a fost una dintre apropiatele Anei Paucăr, și care domnul Olteanu, nici mai mult, nici mai puțin, nimerește, credeți că nimerește? Sau este parașutat? Nu, eu nu cred că nimerește. Sau credeți că este parașutat în Partidul Național Liberal, Partidul Marilor Valori, Partidul Oamenilor Liberi, Partidul Oamenilor care vor să ne aducă societatea nouă, care vor să ne dezvolte. Hai! Ideea face că acest domn Bogdan Olteanu, care crește ca un privilegiat în primăverii, foarte bine că a crescut, dar e foarte rău că a intrat în politică. Dar bineînțeles că l-au adus, că trebuia să facă cineva și chestia asta. Și nu l-au adus. Se sacrifice cineva. Și nu l-au adus în ultimul rând. L-au adus în prima, nici măcar în prima bancă, l-au adus la prezidiu, președinte al Camerei Deputaților, și după aceea viceguvernator al Băncii Naționale. Vă dați seama cât de puternică este frăția securisto-comunistă. Dar pentru telespectatorii, invitatul meu, domnul profesor Fulger, a scris o serie de articole pe această temă și cu siguranță nu cred că se va opri aici. Nu, dar toate dovezile concură spre așa ceva. Sigur. Și în mod categoric nu mă voi opri, dar ideea este următoarea. Cu cine se împrietenește foarte bine domnul Bogdan Olteanu? Cu domnul Vântu. Nu, cu nimeni altcineva decât cu domnul Tăricianu. Cu domnul Tăricianu, toate domnul, Tăricianu cu... domnul Tăricianu, care este nici mai mult, nici mai puțin decât președinte PNL, același Partid al Valorilor, care este fiul adoptiv, egal cui, al lui Amadeu Lăzărescu, un turnător notoriu la securitate în anii 50-60, și care spune așa, în urma unui interviu pe care l-a chiar Mircea Dinescu, mi se pare, totuși, pe banii care îi primeam ca turnător, eu nu-mi cumpăram nimic. Mă duceam și dădeam celora pe care îi trimiteam la celulă sau la canal. Deci cam asta a fost atmosfera în care a crescut și domnul Tăricianu. Adică în casa lui Amadeu Lăzărescu, care după asta îl propulsează pe Tăricianu, care îl ia sub aripa lui pe Bogdan Olteanu. Și tot așa. Care după asta se gândește să se facă, cum să spun eu, un mare maestru al spălării de bani. Prin cine? Toate sursele arată și din dosar frânturile că cine-i spăla lui bani este un domn, Adi Despot, de la Vița de Vie, dar se pare că este Vița cominternistă, așa. Și lucrurile încep așa ușor, ușor, ca să se lege, dacă mergem inclusiv spre un alt personaj important din PNL și apoi din ALDE, un apendic al PNL-ului sau al
PSD-ul nici mai acum, stați că acum foarte, au cotit-o la Pro-România. Daniel Chițoiu, un om care a ucis două persoane cu mașina, mare liberal. Mare fost liber... ministru de finanțe? Fost ministru de finanțe. Și domnul Olteanu cred că a cochetat la un moment dat cu funcție de ministru. Și nu aș vrea să închei acest subiect al acestor cetățeni liberali decât așa într-o notă super amuzantă cu doamna Alina Gorghiu. Ați auzit de dânsa? O, da. Ați auzit. Din punctul meu de vedere, doamna mai mult de bibliotecară n-ar fi trebuit să fie niciodată. Pentru că asta este palierul dânseia de incompetență. De aici încolo devine incompetentă de la bibliotecar. Dar vă spun un lucru. Din tot ceea ce am citit și am analizat, doamna Gorghiu, care a fost iubita domnului Bogdan Olteanu, ați văzut cum se leagă toate lucrurile? A spus în permanență, eu cred că el este nevinovat. Pardon, doamna Gorghiu. Doamna Gorghiu, care este și avocat, cine să vă spun, sau mă rog, ceva, ceva în zona asta. Da, eu cred că tabloul zugrăvit până acum este... Deci, legat, pentru că am început cu Bogdan Olteanu, aș vrea să termin cu altcineva. Cu domnul Ludovic Orban, care nu este nimic altceva... decât premierul nostru. Este președintele Partidului Național Liberal și este fiul tatălui său, fostul securist șef de la Arad, care a preluat locul unui alt securist șef de la Arad, domnul Rafila, pe care îl regăsim la PSD și pe celălalt la PNL. Și acum, analizând această problemă și încrengătură, când toți sunt foști nomenclaturiști și securiști, aveți impresia, vreo secundă, că acești oameni au ajuns în aceste poziții în statul român pentru că au fost meritoși? Nici de cum. Aveți impresia că au știut matematică, fizică, chimie? Exact așa cum o să discutăm la punctul dedicat învățământului, cum îi nenorocesc pe copii ăștia? Nu. Singurul lor merit este că au fost luați sub aripa securității de către securiști care au fost promovați de către părinții și bunicii lor. Dar ce vă spune faptul, domnule profesor, că, uite, târziu, poate, se mai întâmplă și accidente de genul lui Bogdan Olteanu? Adică mai ajung și unde... Eu cred nu că nu-i de dorit. Domnul Tașcă, vă grăbiți. Nu este un accident. În primul rând, ceva s-a întâmplat. Că păi stați un pic să vă spun. De la 7 ani a primit 5. I s-a redus pedeapsa. Da. Bun, deci 2 ani contează. Să vă spun ce se va întâmpla în această perioadă. Va mai scrie niște cărți? Asta este foarte clar, pentru că dânsul este un domn foarte competent. Eu l-am văzut după uitătură. Dar mai este o altă chestie. Se va îmbolnăvi, va avea un comportament extraordinar, se va descoperi că are probabil vreo mamă, spun vreo mamă, la vreo mătușă, că așa, care este foarte bolnavă și numai pe care el, numai el o poate întreține. Sau va fi vreun copil care apare din neant și care spune că trebuie să fie întreținut. Deci toate aceste lucruri... Eu aș miza mai mult că, pe faptul că casa a făcut după bagnotă, știți că și-a făcut casă după o poză dintr-o bagnotă. Așa, nu știu care bagnotă, dar una dintre bagnotele care le folosim noi frecvent. Eu cred că casa se va degrada și va fi nevoie, va avea nevoie de reparații. Și atunci se va duce cu bilineaua și cu trafaletul, da. Eu așa. Deci nu va sta 5 ani la pușcărie. Bun, nu, dar faptul că a ajuns acolo mi se pare că deja și de la pușcărie, el se va întoarce înnobilat. Atenție. Se va întoarce înnobilat. Va deveni un tovarăș de încredere al foștilor pușcăriași sau viitorilor pușcăriași din PNL sau din alte partide. Ceea ce îi va asigura, după ce va fi spălat și reabilitat din punct de vedere social, un bine meritat loc 1 sau măcar 2 pe listele PNL la următoarele alegeri. Viața a demonstrat merge înainte și a demonstrat în numeroase rânduri că pușcăria este tranzit, o gară prin care trebuie să treci în mod absolut necesar dacă vrei să faci politică mare. Da. Închidem subiectul spunând telespectatorilor și făcând o glumă, o mică glumă, la un moment dat arestul capitalei era denumit Beciul Domnesc. Cum mai frumos decât Beciul Domnesc, pentru că toată prodivendada, aproape toată prodivendada societății parca acolo o zi, o noapte, popular, o săptămână, o lună și așa mai departe. Numai domn. Schimbam puțin registrul, domnule profesor, și suntem acum în epoca viceprimarilor. Și chiar știind că mă întâlnesc cu dumneavoastră, am remarcat că sunt la modă viceprimarii care vin din zona profesorală. Avem pe domnul Marius Sergiu la Petrila, care a mai făcut un stagiu mic și înainte de alegeri, dar acum își a mandat întreg. Și astăzi a fost aleasă doamna Malvine Socaci,
reputată profesoară de la Volcan, Colegiul Tehnic Mihai Viteazu. O felicităm pe această cale dacă se uită și să sperăm că va face o treabă bună la Volcan, e multă treabă de făcut. Și vă întreb direct, dumneavoastră, când intrați viceprimar? Tura viitoare. Nu, eu mi-am propus să fac politică. Ne făcând politică, sunt foarte liber. Sunt liber în tot ceea ce gândesc eu și în tot ceea ce spun eu. Și nu mă văd un soldat disciplinat al partidului, în sensul că îmi dau seama că sunt decizii care sunt prost gândite, sunt rapid luate doar pentru a fi luate, și a nu te opune unor decizii care le vezi din start că sunt greșite, înseamnă să intru în contradicție cu propria mea conștiință și nu pot să fac așa ceva. Și atunci mai bine mă... Eu cred că dumneavoastră vă puteți sau vă gândiți la un mandat de rector, pentru că acolo e... nelimitat. Ai, pe viață, după cum o să discutăm. Da. Nu. Vă rog. De ce să ați felicitat-o numai pe doamna Socan? Da, și pe domnul Helgiu. Să-l felicităm și pe domnul Helgiu. El deja e cu un ștat înainte. Da, are un pic de experiență acolo, un pic de vechime. Îi felicit. E foarte bine că în sfârșit... Să-i felicităm și pe ceilalți trei viceprimari din Valea Jiului care... continuă să fie viceprimari. E vorba de domnul Braia la Urican, de domnul Mesaro și la Lupen și de domnul, scapă acum, la Arinoasa. Bun, pe ceilalți trei, sigur, îi felicităm și pe ei, dar îi luăm în calcul pe cei alți doi, care ați spus dumneavoastră că vin din mediul unul universitar, celălalt preuniversitar și care sunt cunoscuți ca buni profesioniști. Eu îi felicit și pe cei care i-au propus și care i-au ales, pentru că puteau să nu fie aleși în aceste poziții, pentru că există o anumită reticență față de cei care provin din profesiile liberale, nu din Partidul Liberal, profesii liberale, m-am referit, și în general profesorii cred eu că au fost priviți multă vreme cu un anumit grad de suspiciune, tocmai pentru faptul că din perspectiva profesiei vânează greșeli, dar le vânează în sensul de a corecta. Sunt foarte atenți la ceea ce se spune și încearcă să echilibreze de fiecare dată, să-i spunem, situațiile pentru a le putea da o turnură pozitivă în societate. Eu zic că sunt două lucruri bune, un plus pentru Vulcan și pentru Acum mă gândeam în timp ce vorbeați, Petrila, exprimându-vă cumva... cum să spun eu, îngrijorarea ca nu cumva telespectatorii să creadă că oamenii sunt de la Partidul Liberal, pentru că și cei doi sunt de la Partidul Social Democrat, așa cum și cei trei nominalizați mai devreme sunt tot de la Partidul Social Democrat, deci până la acest moment niciun viceprimar liberal în Valea Jiului. Da, cu o singură excepție, ca primar, Tiberiu Iacobriții pentru... Să vedem și cine va fi viceprimar, că la Petroșan nu deține. Apropo, dețineți vă informație de... Cine va fi viceprimar la Petroșani? Nu, dar... Pentru că pe piață se vehiculează tot felul de nume, unele cu mai mari șanse, altele cu mai mici. Deci PNL-ul a luat 7 plus 2 prin redistribuire 9, avem un PSD cu 7, avem un Pro-România cu 2 și avem un Independent cu 1. Deci avem 9 la 10. Dacă Tiberiu Iacobriți ar fi avut 10, nu ar mai fi existat niciun fel de problemă, dar din ce am înțeles eu, 7-le nu se înțelege cu 2-ul, iar 1 nu vrea. Ceea ce face ca situația în interiorul celor 10 să fie foarte dificilă și să paralizeze deocamdată discuțiile, activitatea. Chiar, ascultați-mă, deci... dacă este să dăm cu nume, eu sunt ferm convins că liberalii, prin Tiberiu Iacobriți, nu o vor dori pe Dorina Niță, care este independent. Feri Gheșner pică din cărți, rămâne colegul său, care am înțeles că nu ar fi votat chiar de... În fine, nu vreau ca să... Da, mai exista și o doamnă pe acolo, da. Închidem calculele că sunt oricum neclare, deocamdată neconcludente. Poate dacă l-am chemat pe domnul Helgiu să ne ajute, dânsul acum fiind în postură și fiind și de matematică. Sau poate dacă l-am întrebat pe domnul Tiberiu Iacobriți. Și asta am putea să facem, dar lăsăm pe dânsul să-și aleagă momentul în care comunică. Bun. Deci, viceprimarii, am făcut și această chestiune. Primari, consilieri, cum vi se pare că arată corpul acesta? Pentru că viceprimarii sunt aleși dintre consilieri. Aleși de multe ori de primar în anumite locuri, cu excepția unde nu există majorități clare, când lucrurile se mai negociază. Dar vi se pare că s-a schimbat în bine sau în rău? Nu știu,
gradul de cultură de al consilierilor locali, pentru că mie mi se pare că încă suntem în celebri anonime, așa, nu știe nimeni cine sunt consilierii. Domnule Tașca, acum nimeni nu are pretenția de la consilierii locali să fie doctori în științe. Au mai fost, nu, atenție, au mai fost doctori în științe, au mai fost ingineri, conducători de întreprinderi, directori, etc., etc., și Consiliul Local nu a strălucit neapărat prin deciziile pe care le-a luat. Eu sunt adeptul faptului că acolo trebuie să fie persoane, în primul rând, cu o anumită ținută verticală, cu moralitate, bun cunoscători ai comunității din care fac parte. Pentru că, și aici vreau să vă spun, este o problemă importantă pentru că am adus în calcul ideea de comunitate. Dacă, virgulă, comunitatea nu mai este rezilientă, adică rezistentă, ea nu mai împrumută celor care o compun sentimentul de mândrie și nu le mai împrumută identitate, adică sentimentul autoidentificării. Adică atunci când te întreabă cineva cine ești sau de unde ești, să poți să spui fără rușine, sunt din Hunedoara, sunt din Vulcan, sunt din Petroșani. De foarte multe ori aceste consilii care ar trebui să fie exponentele strălucite ale comunității, n-au prea făcut multe lucruri pentru comunitate, pentru că de cele mai multe ori accederea pe liste se face pe prietenia cu președintele de partid. Exact. Accederea în postul de viceprimar se face pe prietenia care există între președinții partidelor și între primar și președinții celor două partide, dacă nu cumva funcția se suprapune și așa mai departe. Așa cum am scris, chiar și funcția de candidat se obține sau nu se obține pe prietenia șefului de partid cu unul sau altul. Deci lumea să nu creadă că partidele propun pe liste neapărat pe cei mai corecți, pe cei mai deștepți, pe cei mai frumoși. Da, nici pe departe. Numai asta spuneam, cum vi se pare noua garnitură așa? Care îmi pare parte veche, adică nu prea sunt nume noi așa. Da, n-am murit până acum, sperăm să nu o facem nici de acum încolo. Aș vrea să-i văd în schimb cum iasă din prima criză în care au intrat. E vorba de criza gunoaielor. Da, o să ultimul punct pentru astăzi, doamnelor și domnilor, va fi criza gunoaielor care a început și deocamdată a luat un mic respiro, să vedem cum va continua. Domnule profesor, vreau să trecem la un subiect care știu că vă pasionează și anume învățământul în vremea asta a pandemiei. Deși învățământul e bolnav și înainte de a fi în pandemie. Adică e bolnav pentru că copiii aceștia sunt, nici nu știu cum să zic, îndesați așa cu materii peste materii, cu teste peste teste, însă să știți că doamna Anisie, care eu de câte ori o văd, îmi imaginez că sunt milioane de profesori, sute de mii de profesori care sunt mult mai deștepți decât doamna Anisie, dar care nu o să aibă niciodată șansa să fie ministru a educației, pentru că nu sunt la partidul care trebuie. Care trebuie, evident. Nu, poți să fii la partidul care trebuie dacă nu ești omul care trebuie din familia care trebuie, care cunoaște pe cine trebuie și care cotizează unde trebuie, atunci nu vei ajunge acolo. În fine, acest subiect al învățământului în pandemie, mai ales acum cu această pandemie, se pune problema din ce în ce mai stringentă a reformării lui. Nu este un secret că învățământul românesc este cel mai slab la nivel de Europa. Ați spus și în prima parte. Este o realitate, nu poate să o conteste nimeni. Eu am un copil în clasa a 7-a și am o fetiță în clasa a 3-a. Dar realitatea din clasa a 7-a este una care, vă spun cinstit, zdruncină orice fel de bunăvoință pe care ai avea-o studiind programa acestor copii. Și îmi dau seama ce urmează în clasa 8-a, 9-a, 10-a, 11-a până într-a 12-a, în astfel de condiții, în care programa analitică este total dezechilibrată cu ceea ce pot acești copii să învețe în sistem online și nu numai în sistem online. Aceasta mi-arată încă o dată cât de contradictorii sunt cei care ne conduc. Și o să mă întrebați de ce. Păi, la toate ședințele cu părinți, prin toate mesajele pe care le primeam, ni se spunea așa, ca părinți, să nu lăsați copilul mai mult de 2 ore pe tabletă, pe calculator, pe telefon, pentru că nu se poate. Este un atac la adresa funcțiilor lui cognitive, cerebrale, intelectuale, etc., etc. Am făcut un calcul. Știți cât stă un copil de gimnaziu pe zi în fața calculatorului, tabletei, telefonului? 6 ore minim. Până la 10 ajunge. Până...
Păi de la 2 ore la 10 ore sunt încă 8 ore. Pentru că au câte 6 sau poate chiar 7 ore în care sunt în fața calculatorului. Plus teme. După plus... care trebuie să-și facă temele pe același calculator, în sensul că ele sunt remise în online, le fotografiază, nu toți au posibilitatea să le scoată la imprimantă, da? Păi, stimate doamne și domni, care conduceți învățământul românesc, nu vă dați seama că 8, 9 sau 10 ore în fața calculatorului pentru un copil care este în plină dezvoltare intelectuală, mentală, cerebrală, face din creierul acestor copii, practic, acest timp de expunere omletă. Sigur. Și li se cere performanță. Păi, un ministru bun, cu niște consilieri buni, aoleu, și ce ar fi trebuit să facă? Să reducă programa analitică din punctul de vedere al volumului, ceea ce ar fi atras după sine, inclusiv o reducere a timpului de expunere. Aș fi redus ora de la 50 de minute la 30 de minute, pentru că, să fim serioși, și așa e cel mai prost învățământ din, din Europa. Ce să mai... Dar vă spun, știți ceva? Ar trebui programele analitice regândite, pentru că ar trebui să facem matematica frumoasă, româna frumoasă, chimia frumoasă, fizica frumoasă. Atractive pentru ele. Atractive. Și când spun frumoase, la ce mă refer? Ele sigur sunt frumoase pentru cei care se înscriu în cei 10% din populație care are aptitudine, are abilitate naturală, înzestrare naturală de a face matematică, fizică, chimie, științe exacte. Da, la nivel... Dar 90%, 85% poftim, dintre copii nu sunt făcuți să facă matematică, fizică, chimie, dar programele analitice sunt făcute pentru cei 10-15%. Iar în aceste condiții de pandemie, în momentul în care mi-l ții acasă 2 săptămâni, după care, prin online, după care l-a dus la școală 2 săptămâni, ce mai apuc el să recupereze la școală cu profesorul, dacă poate? Se va șterge din start în mintea lui în celelalte 2 săptămâni. Deci, eu sunt adeptul reducerii numărului de ore. De exemplu, Traian Iohannis, am spus, nu Claus Iohannis. Dar am urmărit cu atenție. Promulgă o lege în 2019 prin care spune că se reduce numărul de ore, să nu fie mai mult de 25, sunt 31, dar pe care ni se spune după 2025-2026, adică peste 6-7 ani. Păi băi, nea Traian, de ce îi spun nea Traian? Da, eram curios. Păi domnul Traian Băsescu ne-a spus așa, în maxim 5 minute dacă sunt suspendat, demisionez. Da, domnul Traian, vă corectez. Domnul Traian Băsescu a mai spus o chestiune memorabilă. Stați un pic că vă mai... Școala românească produce tâmpiți. Nu mai tâmpiți, da. Tot Traian Băsescu a mai spus o chestie. Vă rog frumos să vă duceți să votați la referendum, pe care spune să nu vă duceți să votați. Păi domnul Traian Băsescu este una și domnul Traian Iohannis este alta. E altă persoană, păi, o combinație între păi, două vreți să vă spun de ce? Sigur, aș fi foarte curios. Păi nu ne spune dânsul, stați acasă, nu ieși să afari din case, nu mergeți la petreceri pentru că, de Paști, pentru că vor fi înmormântări. Trec câteva luni, mergeți la vot în număr cât mai mare. Și păi, acum mai mergeți la un și vot. Și să... mânea Traian Iohannis, deci hai să fim serioși. Dumneavoastră, domnule președinte... Eu, că nu da, cred, dar eu poate înțeles. Să uită, a fi surprins să... Nu vă ocupați mai mult de școala românească, că de medicină... A fost profesor, domnul președinte. Tocmai că a fost profesor de fizică. Asta, eu asta solicit. Școala nu trebuie să fie un obstacol, nu trebuie să fie un impediment. Școala trebuie să fie o trambulină, școala trebuie să fie un ajutor, școala trebuie să fie frumoasă. Citesc o carte? Da, nu vreau să vă întreb ce e mai greu să fii în pandemie, profesor sau părinte? Doamne, eu le combin pe amândouă. Eu tocmai de-aia vă întreb. Vă spun că este teribil, dar eu cu studenții mei facem câte 3-4 ore, după aia le dau drumul chiar cu o jumătate de oră, pentru că știu că ei mai intră peste o oră cu un alt coleg de-al meu. Și îmi dau seama că este un efort. Este un... Și de atenție. Și încerc să-l dozez, încerc să-i ajut. De-aia spuneam de școală. Școala trebuie să fie frumoasă. Citesc o carte foarte interesantă. Inteligența emoțională se numește. Domnului Coleman. Coleman, da. În spatele ochiilor, la 5-6 cm, se află o formațiune care se numește amigdala cerebrală. Sau polul fricii. Da. Centrul fricii. Dacă un copil prinde frică de matematică, de fizică, de chiar de limba română, domnule, dacă vă uitați la gramatică, aveți impresia că este analiză matematică, filozofie. Și vă spun cinstit. Domnule, vrei să-ți iasă copilul filolog?
Foarte bine. Eu sunt pe principiul divizării sistematice a claselor, să recrutăm absolut toate talentele, pe da. Toți cei care să sunt mai buni. Să reducem pe nișele. Și pe ceilalți care sunt pe medie, să facem cu ei o școală care să le permită să știe într-adevăr ecuația de gradul 1, 2, 3, 4, cu mai multe necunoscute, polinoame, matrice, etc., etc. Dar pentru ce să-l bag pe ăsta care n-are talent la matematică în analiză matematică, în derivate, în integrale? Oh, și stați să vedeți ce urmează! Nu, stați să vedeți. Deci, personal, dacă aș intra în politică, aș fi unul dintre cei care ar milita pentru reformarea învățământului românesc, și cea mai bună reformare și succesul este garantat de scăderea numărului de ore și al volumului de materie predată. Nu se poate, îi inundăm cu câte 15, 16, 17 materii și le cerem performanță. Pentru numele la toate materiile. Vreau să vă spun un lucru. Vă rog, după care să ne mutăm la... Da, și cu asta închei. Le cerem copiilor să facă performanță la 16, 17 materii. Dar timp de 6 luni de zile, domnii din minister nu au fost în stare să reducă programa. Nu vor reduce. Fac rămășa cu dumneavoastră că... Pentru că sunt incompetenți și incapabili. Ne întâlnim aici anul viitor. Știu. Și nu se va schimba nimic. Dar este, și peste 2 ani, dacă este vreți. Dreptul meu și în același timp obligația mea ca părinte și ca profesor să spun că sunt incompetenți. Programele trebuie să fie reduse. Nu poți să ceri unor copii să învețe 17 materii, 16, să facă performanță, iar ei să nu fie în stare să reducă programa. În Franța vedeam înainte de a intra în emisiune, deși e carantină totală, oamenii fug din Paris mâncând pământul, totuși școlile nu s-au închis. În România, cum se precipită un pic lucrurile, și nu vă spun că vedeam acum o informație că pe săptămână se fac 2 milioane de teste. Păi noi n-am făcut în toată criza 2 milioane de teste. Și atunci mi se pare că lucrurile nu seamănă. Și v-aș cere opinia scurt. Cine are dreptate? Adică e firesc să închizi școlile sau e firesc să meargă copiii la școală? Păi nu v-am spus de domnul Traian Iohannis. Eu nu mai știu pe acest domn când să-l cred. L-am simpatizat. Cel mai bine niciodată. L-am votat. Știți că eram în contradicție cu dumneavoastră exact în acest studio, când am spus eu să-l votez. Dar nu o mai regăsesc în acest domn în momentul în care este atât de contradictor. Eu vreau de la președintele meu, care este sursa numărul 1 de informare în această țară, să mă informeze corect. Păi, dacă mă duc la școală, mă infectez. Dacă mă duc la vot, nu mă infectez. Dacă mă duc la slujba de înviere, mă infectez. Dacă mă duc să votez, nu mă infectez. Este o mare enigmă, este o ecuație matematică, nu matematică, scuze, medicală. Înainte să închidem, da, cu siguranță vom mai vorbi, cum crezi că va arăta votul de la parlamentare? Că la locale am scârțit la prezență. Destul de tare. În mod normal ar trebui să fie în anumite limite decente o replică a celui de la locale. Dar, pe fondul pandemiei, pe fondul descreșterii prezenței la vot, care s-ar putea de data asta să nu mai fie uniformă, ci sunt orașe care de la locale votează cu un partid și la generale votează cu... Dau exemplul județului Hunedoara. Orăștia la locale votează PSD-ul, la generale votează cu liberalii. Hunedoara la locale votează PSD-ul, la generale votează liberalii. Petroșaniul, așa, care la locale votează liberalii și la generale votează PSD-ul. PSD-ul. Și asta încurcă... E o echilibrare, da? Asta încurcă deja calculele și nu poți să îți mai faci, cum să spun eu, anumite trasee, să știi, țin de aici până aici. Plus faptul că la locale a existat o mobilizare fantastică prin consilieri care erau direct interesați, sigur, să acceadă în consilier. Faptul că consilierul, primarul, se mai aproape, parlamentarul se ce la București și nu mai vezi. Sigur că 4 da. Ani. Oricum, eu zic că vor fi niște surprize, în sensul că nu vor mai exista același număr de parlamentari. Noi am mai și discutat, nici PSD-ul nu va mai scoate atâta, PNL-ul cu atâta mai puțin. Eu cred că PNL-ul s-ar putea să nu scoate nici măcar 2 deputați. Păi să vedem, că domnul Hăiuș, prietenul meu, a fost debarcat de pe locul 1 pe locul 2. N-a ajuns prea departe. Ultimul subiect în această seară, domnilor și domnilor, criza gunoaielor. După cum bine știți, în Valea Jiului se vehiculează o veritabilă criza gunoaielor în foarte scurt timp. A existat o sincopă, după care înțeleg că s-a găsit o rezolvare temporală, să zicem așa, da? Până în data de 25 noiembrie, până când trebuie puse lucrurile la punct, astfel încât să fie mulțumită și firma care face
activitate în, în vara Jiului. Aici se deschid foarte multe paranteze, din păcate mai avem doar 5 minute, domnule profesor. Și trebuie să, să aducem în discuție și un subiect despre care noi am mai discutat aici la, la vorba lui Tașcă. Domnul profesor a scris foarte mult despre, despre acest lucru, și anume de populare. Neînțelegerile dintre autorități și firma care colectează gunoaiele este că una s-a scris în hârtii și alta există în realitate. Adică în hârtii populația a fost ridicată în sus foarte mult. În realitate, oamenii când s-au dus să strângă deșeurile au constatat că au de colectat o, o cantitate mult mai mică. Da. Vă rog. Vedeți, noi discutam despre depopulare în contextul anilor trecuți și iată că în siajul depopulării, care era o consecință, un efect al restrângerii activității miniere, da, asistăm de această dată la o cauzalitate care nu este neapărat directă, ci este circulară. În sensul că depopularea afectează acum sau generează criza gunoaielor, pentru că firmele de salubrizare au semnat contracte pentru un anumit număr de tone, în zeci sau în sute sau în mii de tone de deșeuri menajere, și când colo au descoperit că de fapt populația este mai mică, mai redusă, cu mult mai mic, zeci și zeci de mii de locuitori. Ce era această chestie? Că s-a mințit. Nu doar că s-a mințit. Că niște incapabili au condus în tot acest timp această țară, nepăsându-le. Din contră, domnul Traian Băsescu le spunea tuturor: plecați, e foarte bine că plecați, pentru că veți aduce experiență nouă acasă. Hai, serios. Cine mai vine acasă în condițiile în care își face acolo un trai mai bun ca aici? Poate doar romantici și nostalgici și cei mai în vârstă. Dar, în fine, să depășim acest moment. Mai este o problemă foarte interesantă, domnule Tașcă. Pe noi ne interesează, în primul rând, ca cetățeni, să vedem că este ridicat gunoiul de pe stradă, da? Nu, e greșit. Pe noi trebuie să ne intereseze nu doar că este ridicat, să vedem unde este depozitat, cum este selectat, exact, cum este prelucrat. Să cum facem noi acasă colectarea selectivă. Cum sunt incinerate ceea ce este și trebuie să fie incinerat și așa mai departe. Da, e o problemă, un proces mult mai lung decât ridicarea gunoiului. Un lucru, deșeurile în sine, menajere sau non-menajere, sunt parte vitală din ceea ce numim mediul natural și mediul ecologic, pentru că există o distanță între mediul natural și mediul ecologic. Ecologia înseamnă respectul și atitudinea pe care eu am față de mediul natural. Dar neavând atitudine ecologică, înseamnă că eu agresez mediul natural. Haideți să facem o plimbare pe malul Jiului. Haideți să facem o plimbare pe marginea oricărui râuri din România și veți vedea că sunt populate cu zeci, sute, mii de tone de deșeuri. Dacă faci un oceanele drum, sunt dacă pline de plastic. Nu de pești, discut plastic. Acum la noi în zonă. Dacă facem un drum la vecinii noștri din Târgu Jiu după o ploaie zdravănă, vom vedea, nu cred că exagerez, sute de mii de peturi. Exagerez? Nu. Nu. Din păcate nu. Toate aceste lucruri trebuie să înceteze, pentru că am mai spus-o, o mai spun și susțin, ecologia trebuie să devină politică de stat. Ați văzut ce se întâmplă cu un inamic invizibil, care se numește coronavirusul, cum ne afectează. Gândiți-vă că poluarea asta pe care noi o vedem, toată se depune în noi. Sub formă de metale grele, sub formă de fum, sub formă de cianuri, de chestii care toate ne afectează. Pe noi poate mai puțin, că am mai ajuns să mai trăim. Dar se va naște o generație condamnată să fie bolnavă. Și nu știu în ce măsură atitudinea noastră de acum va conveni celor care vor deveni peste o vreme părinți sau bunici și vor spune: pe mine m-a interesat doar că s-a ridicat gunoiul de pe strada mea. Da. Important este să vedem unde se duce acest gunoi și ce se întâmplă cu el. Din păcate, domnule profesor și dragi telespectatori, cred că atât ecologia cât și colectarea selectivă a deșeurilor trebuie să devină parte din noi. Ori asta nu se poate face fără educație, fără proiecte de educație. Din păcate, aici am fost întotdeauna deficitar, pentru că nu știm să ne învățăm nici copiii, nici adulții ce înseamnă. Aș mai vrea să spun ceva. Vă rog, un minut mai avem. Aș ruga pe această cale, pe cei care ne văd și care sunt în funcție de decizii, să facă niște centre de colectare a uleiului, menajer. Doamne, nu trebuie vărsat la WC-ul, nu trebuie lăsat în chiuvetă. Trebuie colectat în bidoane de plastic și apoi să mergem să le predăm undeva. Nu există. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Este inadmisibil.
Da, din păcate asta este o situație și ce crezi că se va întâmpla după 25 noiembrie? Până la urmă, se vor înțelege? Vor mai crește? Pentru că firma solicită clar să se umble la tarife, la bani. Păi din ce văd eu, dreptate este de ambele părți. Unii au spus că dau contractul, alții au spus că îl preiau. Acum ei au spus... Păi bun, dar a zis, dom'le, dacă rezolvați chestia asta... Îmi pare foarte rău. În... Și cei de la firme trebuiau să verifice care este numărul real al populației. Păi știți cum e când faci cu Consiliul Județean și cu administrația locale, nu sper să fie Da, dar nici asta să se transforme într-un instrument de șantaj, nu sunt de acord, pentru că mai sunt și alte firme și aici ca idee, cred că multe primării și ar putea permite să cumpere una, două astfel Trebuie să vă opresc, domnule profesor, nu mai avem timp. Doamnelor și domnilor, sper că ritmul acesta alert în care am discutat v-a plăcut. Ne vedem din nou vinerea viitoare de la ora 6.